Peste 2100 de contravenții au fost constatate de oamenii legii în perioada stării de urgență, 17 martie-15 mai, pentru încălcarea normelor epidemiologice impuse de Comisia pentru Situații Excepționale. Suma totală a amenzilor este de 42 de milioane de lei. Alina Zbancă, consiliera Ministrului de Interne, a precizat că cele mai multe contravenții au fost întocmite în privința persoanelor fizice. Mai bine de 2.000. Au mai fost amendați 67 de agenții economici, 32 de transportatori de pasageri și 26 de preuți. În luna martie, codul contravențional a fost completat cu un nou articol ce ține de nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și combaterea bolilor epidemice. Astfel, amenziile pentru punerea în pericol a sănătății publice oscilează între 22-25 de mii de lei în cazul persoanelor fizice și 575 de mii de lei în cazul persoanelor juridice.